Să vedem ce se va întâmpla aici. Nu intră însă nimeni. Bolțoi și este 2-1 pentru Concordia. A pus mâinile în cap Eugen Crăciun. Vedem șutul lui Bolțoi. Așa se bate un penalti. Am văzut săptămâna trecută cum și ceea ce se va mai întâmpla în această parte secundă la Premier League. Este 1-1, doamnelor și domnilor. Concordia Chiajna restabilește egalitatea. Centrarea lui Petre Marin, iar a restabilit egalitatea și are un om în plus. Se anunță momente extrem de dificile pentru formația lui Daniel Isai. Lui Machado, acum este gol pentru Concordia. Iată momentul în care Steven Pele lasă mingea neinspirat, foarte bună și pasa lui Adrian Popa. Pele are o greșeală de începător. Pe Bruno Simão, pasă foarte bună a portughezului pentru Bolțoi, scăpa singur cu Romanovs. Bolțoi, gol pentru al partidei, marchează Alexandru Bolțoi. Atacantul UTEI înscrie împotriva echipei de care aparține. Poate fi pentru Bolțoi pașaportul pentru o revenire la Dinamo. Chidișan scapă de Coman. Centrarea lui Chidișan foarte bună, de altfel gol UTA! Alexandru Bolțoi, unul a marcat de UTA în meciul din deplasare și în tur. Încă o dată centrarea foarte bună cu efect, exact acolo unde trebuie. Iată-l pe Bolțoi, speculează eroarea de marcaj a lui Rădoi. Și finalizare frumoasă în partea stângă a portarului. O lovitură imparabilă, da, n-a avut ce să mai facă Merghie. Și se respinge până la Hidișan. Este excelentă, n-a fost offside Sebastian. Bolțoi fața golului și... În centrul terenului, undeva la 30-40 de metri. A urmat o cursă scurtă a atacantului Arădean și o minge plasată la limită pe lângă Hăisan și lângă bara din bara stângă a porții vasluiene. Dacă mingea se ducea mai spre centrul porții, poate se oprea în acea în acel noroi, dar nu s-a întâmplat. Aduți aminte că în prima repriză FC Vaslui a avut o ocazie oarecum asemănătoare. Alexandru Bolțoi marchează al patrulea gol în această ediție de... Să rămână mingea în posesia UTEI. Bolan poate centra de pe partea dreaptă, o face Coman, neatent și gol Bolțoi. Această fază îl vedeam șchiopătând, uitați și acum șchiopătează și vreau să anunț că a cerut schimbare de la margine. Iată-l urmărind însă acest balon scăpat de Coman, pe care Bolțoi îl împinge în poartă. Probabil că va fi una dintre ultimele acțiuni la care să fi participat Bolțoi. Tamandare era cel mai apropiat fundaș rapidist, însă a rămas și el uluit de greșeala lui Dani Coman. A reacționat târziu și Bolțoi a... Replica Rădenilor pe partea dreaptă. Bolțoi, gol! Gol UTA! 2-2! Jorenilor, Rădenilor răspund cu această reușită rapidă a lui Alexandru Bolțoi după o ca... Iar cuplul de fundaș central era format din Cânu și McCain. Cânu este suspendat, McCain nerefăcut după o acțiune. Austria și la Arad. Bolțoi, talonat de Negoiță, trece Bolțoi, intră în careu, șut! Foarte interesant această primă fază de atac a Arădenilor. Iată ce contraatac tăios reușit de sub comanda lui Dan Petrescu la Unirea Urzigeni, după ce Marius Lăcătuș a considerat că forțează Arădenii la colțul scurt, centrarea pe spate a încercat Bolțoi, publicul cere hands, nu știu dacă poate fi făcut așa ceva. Faza nu s-a încheiat. A sărit acolo Stanca, încearcă să salveze și cornerul, acum reușește, presiune făcută de Chiriță, care dă rezultate pentru că este aruncarea de la margine. Bălan, acum a ajuns înapoi în trebuturi Stanca, o centrare interesantă lui Bălan, stop pe piepta lui Bolțoi și... Presiune pe poarta adversă și Alexandru Bolțoi nu a stat prea mult pe gânduri și putem spune că la prima ocazie serioasă de care a beneficiat a și reușit să înscrie. Este 1-0 pentru UTA, minutul 68 la Arad. UTA în inferioritate numerică, urmează probabil
un meci extrem de interesant pentru că cei locuri care pot asigura promovarea, diferență foarte mică, de asta spunea colegul meu, că la ce vedem în Liga 1, fază importantă pentru FC Argeș și este 1-0, lovitură de teatru, deschidere de scor, Alexandru Bălțoi înscrie în minutul...
parte Alin Bălțoi. Încă o greșeală defensivă a spotului studențesc. Lazar a tratat foarte superficial această fază și Bălțoi a speculat acest lucru. O gafă defensivă în lanț. Cu victoria de a continua jocul. Un balon trimis cu capul, greșește. Impardonabil Ghione. Dorin Ghione a profitat Bălțoi. 2-2, jocul este relansat. Încă o dată faza. A fost și o respingere nepotrivită a lui Cheța. De regulă nu dai mingea în centru, fața porții. Și câștigă un duel brujan. Parasi pe contraatac pentru Gălățeni. Mingea se duce către Bălțoi. Bălțoi îl păcălește acolo. Bălțoi 1-0 pentru Oțelu. Primul gol al lui Alexandru Bălțoi în tricoul gălățean. Unul a uns pe inimă suportei din Amoviști, acel gol de 2-2 din Ghencea. Iată, reușind un gol care sunt convins că înnebunește de fericire suporterii gălățeni. Acestea sunt meciurile importante. Nu-mi dau seama ce au făcut acolo portarul, după ce la rândul ei, ca și Oțelul Galați, a scos 4 puncte din meciuri până acum. Bălțoi pătrunde aproape de 2-0. Să vedem, nu s-a încheiat faza în cele din urmă. Au o galerie cam la fel de numeroasă ca și cea băcoană. Să nu vă închipuiți însă că ar fi foarte mulți oameni în vreuna dintre cele două galerii, care pentru mine este finala campionatului. Și ei și noi suntem într-o situație delicată și ne luptăm pentru evitarea retrogradării, dar noi jucăm în continuare. Oh! Ce ocazie a avut Bălțoi! A treia mare oportunitate pentru Gălățeni, doar una dintre cele trei a fost fructificată, aceea din minutul 10 a urmat. Iată ce centrare bună pentru Bălțoi. Minge ajunge la Daniel Stan, mai departe către Tănasă. Bălțoi în partea dreaptă, așteaptă Brujan în careu. Bălțoi îl așteaptă și pe Tănasă. Centrarea se duce către acesta, stop cu mâna. Iată, care așează foarte bine ofensiva lui Petre Grigoraș și se află la originea multor ocazii. Și iată situația, bună, Mătruțean, gol! Parastiv! De data aceasta este Bălțoi. Bălțoi! Înseamnă suportul moral. Studenții abia dacă mai legau două pase în propria jumătate. Iar Oțelul, cum necum, s-a năpustit asupra adversarului și în 10 minute a înscris două goluri. Iată, după ce nu a marcat decât un gol în 7 luni pe teren propriu, sau mai bine de 7 luni, acum a reușit două în doar 10 minute ale reprizei secunde. Același dobre la serviciu. Iată și pe Bălțoi înscriind în această partidă cu Sportul, răsturnare de scor spectaculoasă pe stadionul Oțelul. Fotbaliști și-a încercat să facă o echipă în mare, e ieșit, însă Oțelul are nevoie de multe meciuri pentru a forma cu adevărat o mare echipă, o echipă puternică, o echipă tare a campionatului nostru. Bălțoi trimite până pe partea stângă, este acolo contraatac acum pentru Galați, iată-l pe Bălțoi. Are în stânga sa pe Ionuț Bădescu. Bădescu scapă singur spre poarta lui Hotoboco. Pasă pentru Bălțoi. Bălțoi face 3-0 și închide tabela. Se scrie istoria acestei partide. Oțelul înscrie cel de-al treilea gol în jocul cu Jiul și închide tabela. Remarcabil efortul făcut de Oțelarii. Sunt cei care au inițiativa. Iată o centrare bună pentru Bălțoi și este 3-0 pentru Oțelul. Pece Argeș este făcut de knockout în acest moment. Minutul 59. A fost 3. Și să spunem că tot 3-0 a fost și la Petroșani, tot pentru Oțelul. Minutul 59. Reluarea golului 3 al formației de pe Dunăre. 3-0, scor care ne cam scutește de multe alte comentarii. Oricum, Argeșul a schimbat un antrenor capabil, pe Sorin Cârțu. Abia acum se vede. A executat și această lovitură de colț, la fel de exact defensiva Oțelului ca și în prima repriză. Și iată, poate fi un contractat periculos. Bălțoi pentru Gado. Gado la marginea careului. Iar Oțelul poate realiza cea mai mare victorie a ei din acest campionat. Bălțoi și este 5-0 scor. Deci Bălțoi reușește
al doilea său gol în această partidă. 5-0, aveți reluarea golului cu numărul 5, 5-0 este un scor care realmente te face să nu mai poți ridica privirile dacă este să ne gândim la FC Argeș. Golul numărul 5, Bălțoi și-a spălat toate neglijențele